De ce asta a legat? El se mișcă mult sau ce s-a întâmplat? Se mișcă mult, se saltă peste gratii și decât să joc o mână și un picior, asta sunt regulile. I-a masticat cu ADHD, să știți, deci e o continuă mișcare. Trebuie supravegheat, atent. Cineva trebuie să se supravegheze. Și cine să stea lângă el? Cine ar trebui? Mămica lui. Cel mai corect ar fi mama lui, domnule. Dar el este dar de... nu l-a văzut niciodată. Nino. Da, iubire. Gata, și-a revenit acum. Păi el râde, el e un dulce. Stați un pic să vedem câte. Și sunt 6 asistente pe zi. Și 3 este? Exact, să vă informez ca să da? Ceva. Câte asistente am două aici, acolo? Pe secție câte infirmieri avem astăzi? Două! Deci astăzi avem pe toată secția, 66 de copii, două infirmieri. E greu să ții din scurt. Deci, practic, unei infirmiere îi revin 30 și ceva. Nu vă face săptămâna. Îi revine, nu numai infirmiera face treaba de infirmier, face și asistenta când este nevoie, facem și noi. Da, când e vorba, doamna doctor, de viața unui copil care nu are nicio vină. Poate prin demersurile pe care le faceți dumneavoastră, asistentele și infirmierele pentru copii nu vor fi socotite ca la adulți. Poate. În condițiile astea nu vor fi socotite ca la adulți. Pentru că nu trebuie să faci așa. Păi, deci la un copil nu poți să faci nimic fără să ai ajutor.